Cât de perfect nu ar fi noul Mi Band 5, dar de ăștia care știu să-l facă și mai bun, sunt mai mulți. Indiferent ce Mi Band tu ai, dar funcționalul lui poate fi mai bogat, atât cu lucruri utile pe care tu ți le-ai fi dorit în aplicația de bază, sau cu chestii pur și simplu interesante, cum ar fi afișarea emoticonilor pe ecranul brățării. Evident, gama de îmbunătățiri pentru generația 4 și 5 este cea mai bogată, dar haideți să vedem 7 îmbunătățiri pe care eu le consider cele mai utile. Ei bine, ce ai nevoie pentru asta? În primul rând, un smartphone cu Android. Din păcate, iOS are prea multe limite care pun restricții dezvoltatorilor de acest gen de aplicații. După care, din magazinul de aplicații, descarci Notify and Fitness for Mi Band. Și asta este tot. Mai mult nu ai nevoie de nimic. Evident, link-ul am să ți-l las în descriere. Așa, ce poți face în această aplicație? Primul punct, setează blocarea automată a ecranului brățării, dacă nu interacționezi cu el timp de câteva secunde, în așa mod tu eviți apăsările întâmplătoare. Da, sunt de acord, poți face asta manual, nu e atât de greu, dar pentru mine la câte ori pe zi interacționez eu cu această brățară este cam dificil. Plus, aplicația de bază nu permite acest lucru și ăsta este primul punct din cele două care pe mine mă deranja cel mai tare în această brățară. Al doilea moment sau al doilea punct pentru astăzi este reglarea luminozității în mod automat. Evident, senzori care ar putea face asta automat, luând în calcul cât costă chestia asta, tu aici n-ai să găsești, dar totodată în 2 săptămâni de când sunt eu cu această brățară, să o setez mereu manual, ziua la maxim, noaptea la minim, eu deja cam am plictisit. Așa că în această aplicație poți seta un interval de timp în care, după preferința tale, evident, în care brățara singură va face toate aceste lucruri. Pe cât se poate de simplu, pe atât și de util. A treia îmbunătățire este potrivită dacă tu ai careva întrebări la dimensiunea textului care se afișează pe ecranul brățării și dacă ți este dificil să-l citești. Accesează punctul Mesaje, apoi setarea notificărilor și tocmai la finalul listei bifează text cu majuscule. Deja ai înțeles ce se va întâmpla în cazul în care pui această bifă și, sincer, nu arată bine deloc vizual, dar, într-adevăr, este mult mai simplu să citești notificarea. Mergem mai departe. A patra îmbunătățire. Ce zici dacă resetăm funcționalul unor butoane de aici? În varianta Pro a aplicației, apropo, ea costă mai puțin decât $4 și doar 2 funcții din toate pe care ți le zic astăzi sunt cuplate. Toate restul sunt gratuite. Păi iată, în punctul setări găsești o listă lungă de acțiuni pentru fiecare buton de aici. Evident, mă refer la butoanele virtuale, dar poți seta și butonul Home pentru apăsare dublă sau triplă. Ce drept eu nu am găsit cum, dar asta e altă întrebare. Eu nu am să mă opresc la fiecare separat, mă interesează doar acele acțiuni pe care le poți seta pentru butoanele din meniul de reglare a muzicii. Poți seta chiar și butoanele de mărire sau micșorare a volumului, chiar dacă ele sunt extrem de mărunte. Ok, ai o listă destul de lungă din acțiunile pe care tu le poți alege, mie mi s-au părut cele mai interesante. Apelarea directă a unui contact din lista ta sau lansarea rapidă a unei aplicații. De ce nu? Al cincilea punct. Nu sunt sigur că tu ai observat asta, dar atunci când tu primești un apel în WhatsApp, Messenger sau aplicații de acest gen, numele celui care te apelează nu este afișat absolut niciodată. De regulă doar primești o notificare că, uite, cineva te apelează, dar cine și de ce, absolut pe nimeni nu interesează. Evident, și acest lucru poate fi îmbunătățit. În punctul apeluri, alegi primire apeluri și bifezi apeluri VoIP, ca brățara să înțeleagă de la cine primește apeluri. Desigur, acestea nu sunt toate posibilitățile acestei aplicații. În general, ea ți-o poate înlocui pe cea de bază definitiv. Dar aici găsești așa ceva ca setări avansate pentru monitorizarea somnului, setări avansate pentru deșteptător, cronometri de vreo 3 feluri, setări avansate pentru text, watch face-uri noi. Găsești chiar setarea unei vibrații personalizate cu intensitatea de care tu ai nevoie pentru fiecare aplicație. Așa că dacă tu ai nevoie de una din aceste setări, treci prin fiecare punct din listă, pentru că majoritatea din ele pur și simplu sunt gratuite. Mergem mai departe. O funcție care la prima vedere pare absolut inutilă, dar și la a doua vedere oricum rămâne absolut inutilă, e livrarea conținutului de pe ecranul telefonului pe ecranul brățării.
La ce bun? Întrebare logică, nu? Eu idee nu am. În schimb, eu am înțeles că brățara are procesor, el lucrează la maxim și brățara se încălzește. Eu niciodată nu am crezut că un Mi Band poate să se încălzească. Oricum, partea utilă la tot asta este că exact în același mod, tu poți afișa pe ecranul brățării sugestiile de la sistemul de navigare. Și partea bună e că ele sunt perfect adaptate pentru acest ecran și funcționează corect. Iată, asta mi se pare destul de util. Și al șaptelea punct de astăzi este despre emoticoane. De regulă, de fapt, niciodată. Ele nu sunt afișate, iar în locul lor apar semne de întrebare. În secțiunea mesaje găsești acest punct. Bifează-l, apoi treci la instalare font și descarcă-l. Și iată, din acest moment, pe ecranul brățării tale, toate emoticoanele, sau de fapt aproape toate, se vor afișa. Păcat că numai alb-negru, dar nu color. Ok, asta este totul pentru azi. Scrie în comentarii care din toate aceste funcții sunt utile pentru tine și care nu și dacă acest gen de episoade este potrivit sau nu. Baftă și pe curând! Next level you. Enter.